După ce a adus acasă trofeul de la Cupa României, tânăra severineancă Silviana Popescu a reușit să mai câștige încă o medalie weekendul acesta, devenind campioană națională. Aceasta va reprezenta România la campionatul european. Luptătoarea noastră a reușit să obțină titlul la finala campionatului național de la Târgu Mureș, care s-a desfășurat în acest weekend. Silviana Popescu are toate șansele să cucerească aurul la campionatul european, ce va avea loc în Bulgaria. Tânăra severineancă a devenit deja campioană națională. Printre cele mai importante meciuri a fost finala 1-2 cu aceeași fată pe care am bătut-o și la cupă. Desigur, mereu să ne întâlnim, da? Am avut 4 meciuri. Și a fost, din punctul meu de vedere, a fost foarte frumos, dar și foarte greu pentru mine și pentru restul sportivilor. Ce ai avut în plus față de celelalte adversare? Un antrenament foarte greu, desigur, și în perioada Paștelui am lucrat cu antrenarea și cu încă 3 colegi și am făcut antrenamente zi de zi, chiar și câte 2 pe zi. Este un an perfect, putem spune, până acum pentru tine. Da, să sperăm să fie și la Europeanet la fel, tot perfect. Ce îți propui acolo? Să ies campionă ca la cupă și la fel ca la finală. Ar fi un vis care s-ar îndeplini acum, la început de drum? Da, ar fi chiar un vis la care mă chinui de mult să ajung, de câțiva ani bun și m-am muncit foarte mult pentru această medalele europene. Antrenoarea fetelor de la CSM, Drobeta Turnu Severin, Nicoleta Elena Bogasieru, este mândră de performanțele Silvianei, având toată încrederea că va aduce medaliile de aur acasă. În acest weekend 6-9 mai a fost campionatul de U15, iar prin sportiva Popescu Silviana am scos campioană națională și sportiva ne va reprezenta la Sofia în Bulgaria, la europene va reprezenta România, la secția de lupte libere CSM Drobeta Turnu Severin Mehedinț. Noi sperăm că va face o figură frumoasă și ne așteptăm cu o medalie. Câți participanți vor fi și când va avea loc această competiție? Această competiție va avea loc peste 2 săptămâni și nu se știe numărul de participanți. În principiu vor veni țările care fac parte din Europa. Să ne spuneți ce alte premii ați mai obținut prin această sportivă? Această sportivă luna trecută a ieșit campioană la Cupa României de U15, tot în aceeași categorie, fiind titulară la categoria 57 de kilograme. Medalia de aur a fost bine meritată, întrucât pentru Silviana antrenamentele au fost intense. Timpul liber nu a mai existat pentru aceasta, însă tânăra luptătoare este conștientă că după o bună pregătire meritele nu întârzie să apară.